SCM Argeșul Pitești are o nouă partidă în deplasare, de această dată cu cei de la Compet Ploiești. Elevii mei trebuie să înțeleagă că un meci durează 90 de minute și trebuie să fie concentrați, a declarat antrenorul Iulian Crivac în conferința de presă săptămânală. La ora meciului trebuie să fim foarte concentrați pentru nu mai avea surprize care le-am avut la ultimul meci în deplasare. Trebuie să tratăm jocul cu multă seriozitate, cu multă ambiție, cu o gândire mult mai matură la momentul jocului pentru, după cum v-am mai spus, să nu avea surprizele urâte care le-am avut la Câmpina. Este îmbucurător că tot lotul este valid la momentul actual. Vom vedea ce se întâmplă și cu Andrei Nilă, care a ieșit accidentat în ultima partidă. Dar sperăm ca la momentul oportun să el să fie în pretenia forțelor pentru a putea juca. Chiar dacă echipa prahoveană nu a obținut nicio victorie în noul sezon, partida se anunță totuși dificilă.